O să declar sfârșit tare că emoția face parte din decizie, ne place sau nu, e parte din decizie și cu riscul să fiu foarte puțin didactic, o să desenez pe ochi. Politehnică, matematică, științe exacte, prin sală, schemologică, decizii, da? Rolurile astea înseamnă. De fapt, un lucru se întâmplă atunci când succesiv trecem prin aceste trei buble decizionale. Ăsta e da, da, și aici am un stop-shot, da? Sunt trei întrebări fundamentale pe care, la care găsim răspuns de fiecare dată când luăm o decizie. Pot? Merită? Și vreau. Da? Pot. În sensul că am bani, am resurse, am voie de la stăpânire și așa mai departe. Dar pot să fac lucrul ăsta? Da. Dacă nu am mai departe, merit, aici fac socotele. Ce mi iese? Ce dau cu ce primesc? Nu-i suficient ca să se întâmple lucrul ăsta. Da? Mai trebuie să și vreau. Aceasta a treia căsuță decizională este eminent emoțională. Ca așa prea mușchii mei, se spune popular. Dar gândiți-vă, absolut orice lucru pe care voi îl faceți, îl faceți pentru că a trecut prin toate lucrurile decizionale. Deci da, ca să sumarizez, emoția face parte din decizie.